A luptat aproape 5 ani pe frontul din Răsărit și la Cotul Donului. I-a plăcut să fie corect și cumpătat, ordinea și respectul față de uniformă i-au intrat în sânge, iar la vârsta senectuții, amintirile i-au rămas cea mai mare comoară. Colonelul Emil Vețeleanu, care pe data de 27 ianuarie va împlini 101 ani, a fost vizitat acasă de oaspeți importanți. Șeful garnizoanei Râmnicu Vâlcea, colonel Cristian Arinton, șeful centrului militar județean, locotenent colonel Nicolae Olaru, dar și reprezentantul comandamentului comunicațiilor și informatici din Craiova, locotenent colonel Daniel Șerban, însoțiți de elevii ai Colegiului Militar Tudor Vladimirescu, i-au călcat pragul casei și i-au oferit, în afara darurilor, distincții militare. Domnule colonel, bine v-am regăsit. Da. Sper să fie într-un, cum să zic, într-un moment în care sunteți în starea cea mai bună de sănătate. Da. Cu ocazia împlinirii a 101 ani. Da. Vă rog să-mi permiteți, din partea conducerii garnizoanei Râmnicu Vâlcea, să vă ofer medalia geniului. Știu că dumneavoastră sunteți de transmisiuni, dar eu sunt genist și, din parte, pentru că în același timp sunt comandantul Centrului de Perfecționare Geniu și EOD. Și vă ofer medalia geniului. Mulțumesc, frate. De asemenea, vă ofer o diplomă de excelență cu ocazia împlinirii celor 101 ani. Și insigna la vârsta mea sunt îndatorat prea mult. Vă respectăm prea mult. Să ne trăiți sănătos. Cât de mulți ani, dar sănătos. Vă dorim multă sănătate. Având în vedere că noi avem o instituție de învățământ, se numește Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu de la Craiova și se subordonează comandamentului. Da, Craiova a fost școală. Așa. Comandamentului comunicațiilor, tinerii care vor urma în cariera militară au plăcerea să vă ofere din partea Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu de la Craiova. Ei reprezintă viitorul armatei române. Bravo! Sunt liceeni militari. Da, să pupă fetele! Da. Să le întinerești! Da. La Craiova am făcut școală, o școală jos pe aia. Am înțeles. Ar fi bine să mai fie școli din alea, nu mai sunt. Forma cadre foarte voastră. Am înțeles. Domnul colonel, din partea comandamentului comunicațiilor, am în vedere domnule că dumneavoastră sunteți ofițer de comunicații. Știind că dumneavoastră, în timpul celui de-al doilea război mondial, ați luptat cu faldurile draperului tricolor ca și transmisionist, comandantul comandamentului comunicațiilor și informaticii vă conferă emblema de onoare a comunicațiilor și informaticii în semn de apreciere pentru eforturile pe care dumneavoastră le-ați depus, pentru curajul, pentru sacrificiu și pentru tot ceea ce ați făcut pentru România. Sărbătoritul și-a adus aminte de vremea în care a cunoscut ororile războiului, dar și comandanți de mare probitate morală. Am avut un comandant al de-a slugui colonel foarte exigent. Adică se putea congela cu oficerii foarte, adică disciplină. Al de-a slugui era comandantul transmisiunilor la armată, armata 4 pe front. Și era la transmisiune, spuneți. Și am dus. Era mai periculoasă. De exemplu, că aveam unde stăteam și făceam de la comandament și era teama de partizani. Asta era, partizanii m-a frământat mult pe asta. Restul, așa, Rostov pe Don, adică Nicola, am trecut la Odessa, Rostov pe Don, Corbatovo, Bogoskaya, Morogoskaya, Cotul Domnului era care era, așa, era mie, dar era așa. Și era noaptea pe elicopter, când făceam deplasare. Asta a fost. Am dus o viață. Și ca militar a fost, să știți, foarte exigent. Dovadă că am fost și în învățământ foarte exigent, că am avut elev, am avut diriginte, a fost disciplina. Și am avut clasă, de exemplu, la Maiviceandă, care, datorită disciplinei care am avut-o și a vrut voi, ei au făcut un bachet pentru mine foarte mare, chestii. Adică a fost respectoși. Pentru că întreaga asistență i-a urat viață lungă, sărbătoritul l-a promis că îi invită pe toți la sărbătoarea de anul viitor, când va împlini 102 ani. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți.